Bună ziua, dragi elevi! Continuăm pregătirea noastră de bacalaureat la matematică. Amintesc că în lecția precedentă am abordat modulul algebră și ne-am amintit, am lucrat cu ecuații și inecuații iraționale. Acum însă propun să abordăm subiectul ecuații exponențiale. Proprietățile puterilor le aveți scrise aici și vi le amintiți probabil cu toții. Și în acest context propun să rezolvăm o ecuație exponențială și anume 4 la puterea x este egal cu 2 la puterea x plus 1 supra lui 8. Observând că în această expresie figurează 2 și puterile lui, scriem 4 ca și 2 la puterea a doua, totul la puterea x, folosind proprietatea, scriem 2 la puterea 2x, este egal pe 2 la puterea x plus 1, îl transcriem, iar pe 8 îl scriem ca și 2 la puterea a treia. Efectuând operația de scădere a puterilor cu aceeași bază, obținem 2 la puterea 2x este egal cu 2 la puterea x plus 1 minus 3. Baza este aceeași, voi scrie direct ecuația 2x este egal cu x minus 2 sau x este egal cu minus 2, iar soluția ecuației fiind mulțimea ce conține numărul minus 2. Așa, ecuația 2 practic are aceleași secvențe ca și prima, dar se rezolvă, zic eu, total diferit. Să scriem însă și ecuația 4 la x este egal cu 2 la puterea x plus 1 plus 8. Vom scrie în același mod 4 la x ca și 2 la puterea 2x, dar prefer să scriu 2 la puterea x și totul la pătrat minus. Trecem în partea stângă și scriem 2 la x plus 1 ca și 2 înmulțit cu 2 la x minus 8 egal cu 0. Observăm că avem în această ecuație secvența 2 la puterea x care se repetă și este destul de comod să notăm 2 la puterea x cu un careva t. Condiția asupra lui t, ținând cont de mulțimea valorilor expresiei 2 la x, ar putea fi scrisă t mai mare decât 0, dar dumneavoastră aveți alegerea să scrieți în acest mod sau într-un alt mod, la care mă vom referi un pic mai târziu. Deci, 2 la x am notat cu t, obținem ecuația t pătrat minus 2t minus 8 egal 0. Utilizând teorema Viet, observăm că t egal cu două numere înmulțite să fie minus 8, iar adunate 2. Astea sunt 4 și minus 2. Astfel am obținut t egal 4, t egal minus 2. Dacă am scris mai sus condiția t mai mare decât 0, aici putem remarca că acest t egal cu minus 2 nu verifică condiția. Condiția t mai mare decât 0. Și să abordăm mai departe doar t egal cu 4. Dacă n-am fi scris condiția, atunci totalitatea noastră ar fi conținut două ecuații prin revenire. În loc de t scriind 2 la puterea x, obținem 2 la x egal cu 4, pe care îl scriu 2 la a doua. Dacă am exclus această condiție, atunci insistem, numai, în totalitate nu mai scriem, dar dacă nu am exclus-o, atunci am putea scrie 2 la x egal cu minus 2 și scrie că această ecuație nu are soluție sau are în calitate de soluție mulțime vidă. Așa, astfel, rezolvând prima ecuație, obținem x
egal cu 2 și respectiv mulțimea soluțiilor S egal cu mulțimea ce conține elementul 2. Am rezolvat. Să vedem cum rezolvăm ecuația propusă 3 și anume x înmulțit cu 2 la puterea x minus 8 supra x minus 2 egal 4. La prima vedere, această expresie poate să ne creeze o impresie că nu putem rezolva ușor această ecuație. Nu este cazul aici. Trecem 4 în partea stângă și aducem la numitor comun și obținem x mulțit cu 2 la puterea x minus 8 minus 4x minus 4x, ziceam, plus 8 supra x minus 2 este egal cu 0. Avem marele noroc să se reducă 8 și obținem x minus 4x, voi scoate în față x și concomitent, pentru a câștiga un pic de timp, mi-amintesc că o fracție este 0, dacă și numai dacă numărătorul este 0, numitorul diferit de 0. Adică, ziceam că scot x în față, voi obține x înmulțit cu paranteză 2 la puterea x minus 4, egal 0, ziceam, 0, și x minus 2 diferit de 0, scriu direct x diferit de 2. Avem un produs egal 0, înseamnă că el generează o totalitate. Fiecare factor fiind egal cu 0, prima x egal 0, ecuația aceasta am întâlnit-o mai sus, de aceea îmi permis să scriu direct x egal 2, că e 4, 2 la a doua, și x diferit de 2. Aceste două condiții se exclud reciproc și obținem doar x egal 0. Astfel, am reușit a rezolva cel puțin 3 aceste ecuații diverse, diferite, exponențiale. În cele ce urmează, propun să ne amintim despre modul în care putem rezolva unele inecuații exponențiale. Pentru aceasta, avem două momente importante. Dacă rezolvăm o inecuație, să zicem de formă a la x mai mare decât a la y, în cazul în care a este mai mare decât 1, această inecuație echivalentă cu x mai mare decât y, sau, zicem pe scurt, semnul se păstrează, iar în cazul lui a între 0 și 1, semnul se schimbă în opus. A fost mai mare, devine mai mic, adică obținem x mai mic decât y. Și pentru exersare, să rezolvăm inecuația. 4 noim la puterea x mai mare egal decât 27 optim. Aleg să aduc fiecare din termenii stângi drept la aceeași bază, pe 4 noim scriindu-l ca și 2 treimi la puterea a doua și totul la x, ceea ce ne permite să scriem 2 treimi la puterea 2x, mai mare egal, dar aici realizăm doi pași. Primul e să înțelegem că 27 optimi este 3 doimi la puterea a treia, dar noi am vrea să avem aceeași bază, deci să scriem 2 treimi, de aceea fracția inversându-o apare minus la putere. Deci 2 la exponent. 2 treimi la puterea minus 3. Astfel, baza, atenție, este mai mică decât 1, mai exact între 0 și 1, înseamnă că 2x
este mai mic egal decât minus 3 sau x. O parține deodată, o să scriu mai mic egal ca minus 3, 2, înseamnă că x e de la minus infinit până la minus 3, 2, paranteză pătrată, am rezolvat această inecuație. Așa. Inecuația 2. Deci 4 la puterea x, care arată și va, și pentru rezolvarea ei vom utiliza alt algoritm, să zicem, de rezolvare. 4 la x minus 2 la puterea x plus 1 minus 8 mai mic egal ca 0. În lecția precedentă am avut, în secvențele precedente am avut norocul să rezolvăm această ecuație, de aceea cel puțin zerourile acestei funcții le cunoaștem. De aceea, amintesc că am trecut la ecuația, am efectuat notația și am obținut ecuația t pătrat minus 2t minus 8 mai mic, în cazul respectiv era egal cu 0 aici, mai mic egal ca 0. Această inecuație poate fi rezolvată în mai multe moduri. Eu prefer să, aici ar fi un punct, dar nu un echivalent, pentru că rezolvând ecuația t pătrat minus 2t minus 8 egal cu 0, am obținut t egal 4 și t egal minus 2. Dacă e să lucrăm acum cu această inecuație aici, ziceam că se poate fi rezolvată această inecuație exponențială și în alt mod. Aici este axa lui t, avem soluția minus 2, 4, parabolă cu ramurile în sus, avem nevoie de semn mai mic egal ca 0, pentru t obținem că este între minus 2 și 4. Nu uităm că, sau știm că t este mai mare decât 0 strict, și atunci această condiție este suplimentară în acest context, sau ținând cont de faptul că t-ul este mai mare decât 0, obținem 0,4, oricum, t-ul fiind mai mare decât 0, sau, o să scriu chiar direct, minus 2 mai mic egal decât 2 la x mai mic egal ca 4, să scriem direct, nu 4, ci 2 la puterea a doua. 2 la x fiind pozitiv este întotdeauna mai mare egal decât minus 2, înseamnă că generează condiții doar această inegalitate și de aici rezolvând-o, deci aici pentru orice x, rezolvând inecuația a doua, obținem x mai mic egal decât 2 sau, era o inecuație, s egal minus infinit 2. Cum fără parametru? De aceea, în contextul ecuațiilor exponențiale, propun să rezolvăm și o problemă cu parametru. Să determinăm acele valori reale ale lui A, astfel încât o ecuație exponențială în acest caz, și anume 4 la puterea x minus 3a minus 1, înmulțit cu 2 la puterea x plus 2a pătrat minus a egal 0, să admită o singură soluție reală. Așa. Da. Iarăși același 4 la x, nu întâmplător l-am luat ca să nu căutăm prea multe transformări, ne sugerează ideea să notăm prin t 2 la puterea x.
scriu acest T mai mare ca 0, ca nu cumva să uitați de această condiție, repet, depinde de modul de scriere al dumneavoastră, încât să o indicați să țineți cont de asta aici sau la o etapă următoare. Astfel, obținem ecuația corespunzătoare T pătrat minus 3A minus 1T plus 2A pătrat minus A egal 0. Propun să calculăm delta, ridicând la pătrat direct ca să nu cheltuim prea mult timp prețios. 9A pătrat minus 6A plus 1, așa, minus 8A pătrat plus 4A, egal, așa, egal, așa, A pătrat minus 2A plus 1, care avem marele noroc să fie un pătrat perfect. Așa. Propun să scriu direct soluțiile, fără a mă gândi până una alta la situațiile posibile aici, cu delta pozitiv, negativ, dacă poate fi, oare poate fi, și egal 0. Deci T egal în acest context. 3A minus 1 minus A minus 1 supra lui 2 egal 2A pe 2, deci A, aici e plus, așa, reducem, deci am obținut A, și 3A minus 1 plus A minus 1 pe 2 egal 2A minus 1. Revenind la notația, sau amintindu-ne că am notat 2 la x este egal 2 la x prin t, obținem totalitatea. 2 la x egal cu a și 2 la puterea x este egal cu 2a minus 1. Acum să-mi amintesc că totuși am intenționat să rezolvăm această ecuație sau să determinăm când această ecuație are o singură soluție reală. În acest context face să mă apuc să număr aceste soluții. Câte soluții are, câte elemente are soluția acestei totalități? La prima vedere, două. De fapt, dacă astea două coincid sau poate ecuațiile nu au soluții, atunci trebuie să vedem ce se întâmplă. Și de aceea, aici propun să ne amintim că l-am obținut pe delta e egal cu a minus 1 pentru a nu lucra cu ăștia doi. Pe delta l-am obținut a minus 1 la pătrat. Și să analizăm primul caz. Cazul întâi, delta egal cu 0, care este echivalent cu a egal 1. Și știm că în această situație cele două soluții erau egale, sau ceea ce înseamnă că aici este scrisă de fapt o singură ecuație, să zicem de două ori. Care este? Notăm această totalitate cu 1. Așa, în acest caz, totalitatea 1 este de fapt echivalentă cu o singură ecuație, 2 la x egal cu 1. Clar că se putea întâmpla ca această valoare aici să fie negativă și atunci totalitatea, chiar dacă avem o singură soluție a ecuației cu t, această ecuație să nu aibă soluție. Și atunci erau scrise două, dar de fapt nu-i niciuna. În acest context, x-ul este 0. Nu e nevoie să determinăm această valoare, dacă e așa de simplu să o scriem. Înseamnă că este x egal cu 0, adică totalitatea 1. Deci ecuația noastră inițială are o singură soluție. Deci x egal 0 sau s egal mulțimea din 0 are un singur element. Deci corespunde situației solicitate. Au. Așa. Cazul 2 pe care propun să-l analizăm este. Delta este un pătrat perfect, deci pozitiv. Înseamnă că soluții sunt două în situația în care delta nu e 0. Deci, cazul 2, delta diferit de 0, asta înseamnă strict mai mare, delta
delta strict mai mare decât 0 în această situație, bine, e echivalent cu A diferit de 1. Și atunci, în acest caz, totalitatea 1, iată totalitatea 1, la prima vedere, poate avea două soluții, dar începem să analizăm. 2 la x egal cu a, această ecuație. Ce se întâmplă cu ea, ce se întâmplă cu soluțiile ei în dependență de aceste valori lui a? Dacă a este strict pozitiv, atunci x ar fi egal cu logaritmul în baza 2 din a, ceea ce înseamnă că această ecuație are soluția, logaritmul în baza 2 din a, adică are o soluție. Dacă însă a este mai mic egal ca 0, o asemenea ecuație nu are soluții. Și acum iarăși revenim. Noi avem nevoie ca ecuația noastră să aibă o singură soluție reală. Asta înseamnă că sau ecuația 1 din totalitate sau ecuația 2 din totalitate trebuie să aibă soluție. Ziceam sau exceptând cealaltă. Adică ce vreau eu să spun? Că totalitatea 1 admite, are o singură soluție dacă și numai dacă. Sper că ați reținut valorile care figurau acolo. Sau prima ecuație are soluție, ceea ce înseamnă că A este strict mai mare decât 0. În acest context, A doua, pentru a avea o singură soluție, nu trebuie să aibă soluții, adică 2A minus 1 trebuie să fie mai mic egal ca 0. Sau A este mai mic egal ca 0, adică prima nu are soluție și a doua are. 2A minus 1 e mai mare decât 0. Rezolvând această totalitate din două sisteme, A mai mare ca 0, A mai mic egal ca o doime, ne generează A aparține 0 rotund o doime, paranteză pătrată, A mai mic decât 0, A mai mare decât o doime, e mulțime vidă. Însă am cam obținut că A aparține lui 0 o doime. Ca și răspuns la, problemei, zicem că A aparține intervalului 0 o doime și nu uităm de rezultatul obținut în cazul întâi, când avea o singură soluție, deci în reuniune cu valoarea lui A egală 1. Menționez că acest caz 2, în acest caz 2, noi am fi putut recurge și la teorema lui Viet. Vreau să ajung la ecuația de gradul 2. Teorema Viet, noi vrem să fie o soluție pozitivă și una negativă. Asta ar însemna că am cere ca acest termen liber 2a pătrat minus a să fie negativ. Trebuie să fim însă foarte și foarte atenți că o soluție 0 și cealaltă pozitivă tot poate să ne dea situații favorabile pentru această condiție. De aceea, dacă vrem să aplicăm teorema Viet acolo, suntem obligați. Deci nu așa, dar cu teorema Viet. Suntem obligați să analizăm situația. A pătrat minus 2A se pare că era acolo, da? 2A. Mai mic decât 0, ceea ce înseamnă soluțiile una plus și una minus, asta ne generează, scuze, 2a pătrat minus a. Am verificat, deoarece este clar că prin ambele metode trebuie să obținem aceeași soluție. Deci 2a pătrat minus a, ceea ce înseamnă că a 0, a o doime, astfel obținem a aparține lui 0 o doime, dar
Este obligatoriu să vedem ce se întâmplă în cazul în care acest termen este egal cu 0. Adică, bine, sau A este egal cu 0, dacă produsul este 0, sau A este egal cu 0, atunci totalitatea noastră 1 se scrie, este echivalentă cu 2 la X egal 0 și 2 la X egal era, dacă vă amintiți, 2A minus 1 acolo, adică minus 1 și atunci totalitate. Și atunci asta înseamnă că totalitatea noastră este echivalentă cu faptul că X aparține mulțimii vide. Și în cazul A egal o doime, totalitatea 1 se scrie ca și 2 la X egal o doime și 2 la X egal, era 2A minus 1, amintesc, deci aici se obține 0. Aici X egal minus 1 nu-l scriem că nu e important. A, bine, ok, ca să le numărăm, asta nu are soluții, deci X egal în acest caz minus 1, deci iarăși o singură soluție. Dacă unificăm toate situațiile, vedeți, am obținut 0 o doime împreună cu situația A egal cu o doime, astfel obținem 0 o doime paranteză pătrată sau același rezultat. Așa. Bine. Dar ecuații exponențiale sunt și vă propun să mai rezolvați teste propuse pentru bacalaureat și să exersați, iar noi în cele ce urmează să ne amintim un pic despre logaritm și proprietățile acestuia. Definiția. Definiția logaritmului spune că, sau am inventat această expresie pentru a identifica, să zicem în cazul exemplului numărul 1 propus aici. Dacă e să calculăm, sau este scris logaritm în baza 7 din 1 pe 49, ce înțeleg eu prin această expresie? Înțeleg că îmi pun întrebarea 7 la ce putere este egal cu 1 pe 49. Dacă ar fi logaritm baza 7 din 49, eu zic că 7 la puterea 2, 49, înseamnă că logaritm baza 7 din 49 este egal cu 2. În cazul ăsta avem 1 supra 49, sau asta înseamnă puterea minus 1, deci 7 la ce putere este egal cu 1 pe 49? Deci puterea este minus 2. Deci 7 la minus 2 este egal cu 1 pe 49. Proprietățile logaritmilor le aveți aici în acest tabel și sper că vi le amintiți. Le vom menționa la momentul în care va fi nevoie să le aplicăm. Se propune să completăm caseta, o casetă astfel, cu un număr întreg, astfel încât numărul respectiv să fie valoarea unei expresii. Expresia este 3 la putere logaritm baza 9 din 4. Scriu 9 ca și 3 la pătrat, deci 3 la puterea logaritm în baza 3 la pătrat din 4, care este egal, și o să fac 2 pași, aplicând proprietatea lui m de la putere și m de aici, pe 2 îl trecem în față ca și o doime, și apoi, utilizând cealaltă proprietate, îl scriem la exponent pe acel o doime. Astfel obținem 3 la puterea logaritm în baza 3 din 4 la acea putere o doime despre care vorbeam. Conform proprietății a la puterea logaritm în baza a din b, care este egal cu b, în contextul condițiilor scrise, da? Așa, avem că această expresie este egală cu 4 la puterea o doime, dacă am scris și n-am calculat, asta rămâne, care este egal cu 2. Da?
Vă chem să nu uitați despre condițiile, veți țineți cont de ele, la rezolvarea ecuațiilor și inecuațiilor logaritmice. În cazul calculului, de regulă nu suntem foarte atenți la ele, dar nu uitați că baza A este pozitivă, deci mai mare ca 0 și diferită de 1, iar B este strict pozitiv. De multe ori se propune să scriem careva numere consecutive care să fie vecini ale unor logaritmi, ca și, de exemplu, în acest context. Se propune să scriem două numere întregi consecutive pentru logaritm în baza 5 a lui 12. Mi-amintesc că dacă ar fi logaritm în baza 5 a lui 5, asta este 1. Logaritm în baza 5 a lui 25 din 25 ar fi 2. Ceea ce înseamnă că logaritm în baza 5 din 12 este cuprins între 1, numerele întregi, 1 și 2. Dacă însă avem să facem același lucru pentru logaritm în bază o cincime din 12, el fiind 5, o cincime fiind egal cu 5 la puterea minus 1, aplicând proprietatea, scrie minus logaritm în baza 5 a lui 12, și amintindu-ne de faptul că minus schimbă semnele în opus, care semne? Astea semne, putem scrie că logaritm în baza o cincime din 12 este cuprins între, ar trebui să scriu aici minus 2, minus 1, păstrez ordinea și scriu minus 1. Stânga, ziceam, se schimbă și minus 1 în dreapta, minus 2 în stânga. Așa. Dacă e să mixăm logaritm și puteri, ar fi să calculăm expresia, valoarea expresiei, radical din 100 la puterea 1 minus logaritm decimal din 2. Zic să lăsăm radicalul, posibilități de calcul sunt multe aici, eu voi scrie așa. 100 la puterea 1 împărțit la 10, 100 îl scriu ca și 10 la puterea 2, deci 10 la 2, la puterea logaritm decimal din 2. Asta este egal. Utilizez proprietatea logaritmului și o scriu pe 2 ca și puterea a lui, ca și exponenta a lui 2, și obțin 100 pe 10 la puterea, vă amintiți că logaritm decimal înseamnă logaritm baza 10, 10 la puterea logaritm decimal din 2 la a doua este acel 2 la a doua, care este 4, radical din 25 egal cu 5. În același context, dacă e să calculăm, spre exemplu, media aritmetică a unor numere, numerele fiind, mă refer la itemul 2 propus pe acest slide, logaritm în baza 3 din 18, a media aritmetică, și logaritm în baza 9 din o pătrime, ne amintim că media aritmetică înseamnă semisuma acestor numere, nu voi scrie expresia așa cum este, dar voi încerca de direct să fac niște transformări pe 9 scriindu-l ca 3 la puterea a doua. Așa, și obțin logaritm în bază 3 din 18. Iarăși realizez doi pași. Nu afirm că este cea mai directă metodă, depinde, aveți alegerea. Deci 3 la puterea a doua vine aici ca și o doime. Și bine, voi prefera ca să-l pun pe acest, de fapt, bine, de aici, pe o pătrime îl voi scrie ca și putere, deci până, deocamdată scriu așa, o doime, nu vreau să,
creez dificultăți de înțelegere, așa că voi scrie detaliat. Deci o doime, logaritm în baza 3 din, și aici atenție, o pătrime este 2 la puterea minus 2, deci 2 aici, acest minus 2 care ar trebui să-l scriu aici, vine în față, iată așa, ca și minus 2. Supra lui 2, care este egal cu logaritm în baza 3 din 18 minus logaritm în baza 3 din 2. Sigur că exercițiul poate fi rezolvat și un pic mai, deci mai scurt, mai repede. Am scris detaliat. Obținem logaritm în baza 3 din 18 minus logaritm în baza 3 din 2, ceea ce, conform proprietății diferenței logaritmilor, ne putem permite să scriem logaritmul la 3 din 18 împărțit la 2, adică 9. Logaritmul baza 3 din 9 înseamnă 3 la ce putere este egal cu 2, cu 9, asta înseamnă 2, 2 împărțit la 2, am obținut valoarea expresiei 1. Mai vedeți aici un item pe care zic eu că, utilizând proprietățile logaritmilor, dumneavoastră vă descurcați ușor cu el, vă îndemn să îl notați și să îl rezolvați până la următoarea lecție, unde vom aborda ecuații și inecuații cu logaritmi. Vă mulțumesc!